Vara se simte din plin, iar disconfortul termic atât în propria locuință cât și în mașină este accentuat. În acest context, folosim diverse metode pentru a ne răcori, chiar dacă pot deveni dăunătoare, precum aerul condiționat sau fereastra deschisă. În situația în care nu dispunem de un dispozitiv de răcire modern, suntem obișnuiți să deschidem un geam sau mai multe pentru a ne răcori. În acest caz, de cele mai multe ori se formează curentul, care ne încântă, dar în același timp stăm cu teama să nu ne afecteze sănătatea. Se pare că acest fenomen nu ar fi atât de real din punct de vedere științific. În Europa, în general, se consideră că nu există curent, că este o bazaconie și că este o sensibilitate nejustificată a celor care spun că simt cum îi trage curentul când geamul deschis, când merg cu mașina și așa mai departe. Acum, toți tinerii spun că este o bazaconie. Și când eram tânăr, mi se părea că este o absurditate. Problema este cu vârsta, când începe CNP-ul să se defecteze, când începi să îmbătrânești. Acum pot să spun că și eu, alături de mulți alții, simt geamul deschis, ușa deschisă, curentul și așa mai departe. Îl simt și uneori și simt când mă afectează. Expresia te trage curentul este doar parțial adevărată, întrucât frigul nu reprezintă o cauză directă, ci mai degrabă un factor agravant pentru o problemă deja existentă, fie că vorbim despre o durere de dinți, de cap sau de spate. Și nu trebuie să glumim cu ceea ce simte omul, pentru că chiar dacă nu este și simte că așa ceva, are la fel de mare importanță ca și când ar fi. Eu zic totuși că este. Deși cele mai multe voci, cele autorizate, spun că nu există acest curent. Aerul condiționat, de asemenea, este un rău necesar. Pentru multe persoane, acest dispozitiv este indispensabil în zilele toride de vară, iar dacă știm cum să-l utilizăm, nu poate avea consecințe neplăcute asupra stării noastre de sănătate. Aerul condiționat, evident, că este un câștig uriaș pe caniculă. Dacă n-ai aer condiționat în ziua de astăzi, ești un om pierdut. Dar în același timp știm că sunt persoane sensibile care sunt afectate la aer condiționat sau la expunerea prelungită la aer condiționat. Pe de altă parte, de foarte mulți ani, se spunea despre celebra legionela, despre bacteriile care există în aerele condiționate care nu sunt curățate periodic și care pot să creeze bronșite, bronhopneumopatii și așa mai departe. Deci, totul cu măsură, și curentul și aerul condiționat. Dar cam oricine folosește aer condiționat le știe pe propria piele toate aceste lucruri. Iar cei care nu știu, când își iau aer condiționat, află și ei ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut la prima nevralgie, la prima durere de cap sau înțepenire de spate, în momentul când stau să le bată aerul condiționat în spate. Pentru cele mai multe persoane, aerul condiționat este o altă investiție. În vremuri precum cele pe care le trăim de câteva zile, insuportabil de călduroase, reflexul normal este să calmăm termometrul cu ajutorul acestui dispozitiv.